Continuăm cu câteva gânduri legate de ce ar trebui să conțină părtășia noastră. Faptul că am venit la biserică e bine, dar nu e suficient și nu putem în baza prezenței noastre fizice astăzi aici să afirmăm că avem părtășie cu Dumnezeu. Adică se poate să fii în biserică și să n-ai părtășie reală cu Domnul. Faptul că te împărtășești cu trupul și sângele Domnului, faptul că iei din cină, nu garantează sau nu este un semn clar. Se poate să iei din cina Domnului și să n-ai părtășie reală cu Dumnezeu. Faptul că te-ai rugat, ai cântat, ai dăruit, nu garantează, nu înseamnă că neapărat ai avut părtășie. Se poate să cânți, se poate să te rogi, se poate să dăruiești, dar să nu ai părtășie reală, adevărată cu Dumnezeu. Se poate. De aceea trebuie să ne întrebăm astăzi cum ar trebui să-mi verific, cum aș putea astăzi să mă cercetez dacă am părtășie reală cu Dumnezeu. Eu numesc simplu diagnoza părtășiei. Să-ți faci singur o cercetare, o diagnoză. Și ca să o facem, o să citesc doar câteva versete din 1 Ioan, capitolul 1, de la versetul 3 în jos, și apoi o să mergem și în Geneza, să vedem doi oameni care s-au închinat, amândoi s-au închinat, amândoi au adus jertfe, unul a avut părtășie reală cu Dumnezeu, unul doar a mimat părtășia, a avut pretenția că a avut părtășie cu Dumnezeu, dar inima lui a fost departe. 1 Ioan, capitolul 1, de la versetul 3. De ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. În primul rând, noi trebuie să înțelegem că trebuie să avem o părtășie cu apostolii. Știți, noi astăzi când ne împărtășim, avem părtășie cu Domnul Iisus, dar prin faptul că respectăm învățăturile apostolilor, prin faptul că noi citim cuvintele lor, noi ne împărtășim cu ei. Așa cum spunea Ioan, vă vestim și aveți părtășie cu noi. Vedeți, marea problemă a bisericilor istorice este că pretind că sunt apostolici sau că se trag din apostoli, dar citind Biblia, observ că niciun apostol nu a făcut vreo icoană, nu a sărutat vreo icoană, nu a adus nicio închinare Mariei, nu a adus nicio închinare vreunui înger, niciunul n-a avut pretenția că este sfânt și să îi se atribuie cumva vreun merit și vreo închinare, absolut deloc. Ca să ai părtășie cu Dumnezeu, trebuie să te uiți, ai părtășie aceasta cu apostolii. De aceea noi ne numim Biserica Apostolică pentru că ne uităm în original, ne uităm la ceea ce este scris, ne uităm în Biblie și vedem cum au făcut apostolii, așa vrem să facem și noi. Asta înseamnă părtășia cu apostolii. Continua el, versetul 4. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. O părtășie adevărată trebuie să conțină, în primul rând, acceptarea lui Dumnezeu. Trebuie să te accepte Dumnezeu. Noi putem veni la părtășie, dar Dumnezeu să nu ne primească. Și subliniez Cain și Abel. Amândoi s-au închinat. Amândoi au venit la părtășie cu Dumnezeu. S-au închinat lui Dumnezeu, nu altor entități, nu altor sfinți. Lui Dumnezeu i s-au închinat și unul, și celălalt. Marea diferență însă a fost, Biblia ne spune, Dumnezeu a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar Dumnezeu n-a privit cu plăcere spre Cain și spre jertfa lui. Cu alte cuvinte, Abel a fost acceptat de Dumnezeu și Cain nu a fost acceptat de Dumnezeu. Prima condiție pentru ca o părtășie să fie reală, adevărată, este să te primească Dumnezeu. Asigură-te că în această zi te primește Dumnezeu la părtășie cu El. Nu te mulțumi cu o religie, nu te mulțumi cu niște forme de manifestare a acestei religii, cu niște ritualuri. Întreabă-te dacă astăzi Dumnezeu cu adevărat este în inima ta, este în viața ta, tu ai părtășia aceea, te-a primit Dumnezeu, te-a iertat Dumnezeu. Tu o poți face. Tu te poți uita și să vezi, ai părtășia reală, adevărată cu Dumnezeu. Te-a acceptat, te-a primit Dumnezeu?
În al doilea rând, o părtășie adevărată trebuie să conțină bucurie. Cain, pentru că n-a fost acceptat, el a înțeles asta. Cei care nu sunt acceptați de Dumnezeu înțeleg. Degeaba zâmbesc ei, degeaba pacea Domnului, frate, și pot să strige și în gura mare că laudă pe Domnul, dar în inima lor ei simt. Fiecare om simte în inima lui, în interiorul lui, în lăuntrul lui, simte dacă este acceptat sau nu este acceptat. Oricât ai vrea să mimezi față de alții, poți mima, dar față de Dumnezeu nu, și față de propria conștiință nu poți mima părtășia cu Dumnezeu. Ori o ai, ori nu ai. Și Cain a înțeles asta. Și unde s-a citit asta? Pe fața lui. I s-a pus omorât fața. Nu-i mai place de Dumnezeu, nu-i bun Dumnezeu, nu-i drept Dumnezeu, nu-i bun de ce pe Abel da și pe mine nu, eu sunt primul, eu sunt mai mare, eu sunt mai nu știu cum, eu am adus jertfa asta, el a adus cealaltă, nu știu care ar fi fost explicațiile lui. Însă cert este, Cain era posomorât, s-a mâniat. Ați văzut oameni mânioși care vin la casa Domnului mânioși? Ați văzut oameni care în timp ce se cântă ei pufnesc de nu mai pot? I-ați văzut? Ați văzut oameni supărați la rugăciune, la cântare, la predică, la închinare și se duc acasă supărați? Ei bine, puneți întrebarea, un astfel de om a avut părtășie reală cu Dumnezeu? Ai părtășie reală cu Dumnezeu dacă nu te bucuri? Pentru că bucuria trebuie să fie acolo. O părtășie adevărată trebuie să conțină bucurie. Dacă n-ai bucurie, și spunea aici Ioan, și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină, adică să fie maximă, totală. Nu doar ne bucurăm puțin și apoi altă cântare, gata, nu ne mai bucurăm, ne bucurăm puțin, să te bucuri deplin, să te bucuri că ești iertat, să te bucuri că ești mântuit. Să te bucuri că Dumnezeu te primește. Să te bucuri pentru că astăzi tu ești aici, în primul rând, în prezența lui Dumnezeu și te bucuri de prezența lui Dumnezeu. Apoi celelalte mofturi, pretenții și tot felul de scuze, justificări sunt, de fapt, expresii ale faptului că nu realizezi adevărata părtășie cu Dumnezeu. Cine are o adevărată părtășie cu Dumnezeu, în primul rând, este acceptat de Dumnezeu și simte asta, m-a primit Dumnezeu. Am stat de vorbă cu Dumnezeu. Am bucurie, bucurie că Dumnezeu m-a primit și m-a acceptat. Apoi am pace, pace în inima. Și continui, versetul 5, vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovădim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El, dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dacă umblăm în întuneric, și continua el, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Aici este marea problema noastră, că Dumnezeu îți spune foarte clar, nu e o chestiune doar între tine și Dumnezeu. Dumnezeu spune, mă iubești? Da. Dacă mă iubești pe mine, iubește și pe ceilalți. O, Doamne, dar nu merită, sunt așa de răi, sunt așa de păcătoși, atât de antipatici. Nu poți spune că îl iubești pe Dumnezeu dacă îl urăști pe aproapele tău. Nu poți spune că ai părtășie cu Dumnezeu dacă nu iubești părtășia cu biserica. Dacă nu simți nimic, dacă nu ai nimic, n-ai nicio părtășie. Așa zicea el, dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții, avem părtășie unii cu alții. Avem părtășie cu Dumnezeu și părtășia cu Dumnezeu se răsfrânge și pe orizontală. Avem părtășie unii cu alții. Al patrulea rând, o părtășie adevărată trebuie să conțină smerenie. Că de aceea nu ne putem iubi, de aceea nu putem ierta, de aceea nu-i putem accepta, pentru că noi ne credem mai buni. Cain spunea, eu sunt primul om născut. Eu sunt cel din tâi, eu sunt cel mai mare, eu sunt cel mai, eu sunt cel mai. Și el nu accepta ideea că Dumnezeu poate primi pe altul mai mic. Mândria aceasta l-a urmărit mereu, cel din tâi născut, cel din tâi om, primul, number one. Și cu mândria asta
a pierdut părtășia cu Dumnezeu. Ca să ai părtășie cu Dumnezeu, trebuie să fii smerit. Vorbeam altă dată despre episodul acela la masă cu Iisus. Erau acolo farisei, erau cărturari, erau oameni care se considerau neprihăniți. Și a venit acolo și o femeie păcătoasă, s-a smerit atât de mult, la picioarele Domnului. Îi uda efectiv, îi spăla picioarele cu lacrimile ei. S-a smerit. Toți o criticau, toți o înjoseau, toți se uitau urât la ea. Dar i-a spus, eu mă smeresc până la urmă. Sunt o păcătoasă, merit orice. Ce e important este că eu stau în părtășie cu Domnul Iisus Hristos. Și ea n-a trebuit să urască pe cineva, n-a trebuit să critique pe nimeni, a venit să realizeze părtășia cu Dumnezeu. Pentru că atunci când vii înaintea lui Dumnezeu, nu vii la competiție. Cain și Abel n-au făcut un concurs de închinare, n-au făcut un concurs de părtășie cu Dumnezeu și cine-i cel mai. Abel nu s-a luat la întrecere cu Cain. În Cain era spiritul acesta. Eu sunt în competiție. Eu trebuie să fiu primul. Eu trebuie să fiu cel mai. Și asta e un semn clar că tu nu vrei părtășia cu Dumnezeu. Tu vrei doar să te afirmi. Tu vrei doar să fii primul, să fii cel mai. Când vii în părtășie cu Dumnezeu, nu mai cauți să fii primul. Ești robul tuturor. Îl privești pe altul mai presus de tine însuși. Îl privești pe altul mai mare, mai bun decât tine. Asta înseamnă părtășia cu Dumnezeu. Superioritatea aceasta, aroganța aceasta, când noi dăm cu flit în stânga și în dreapta, toți sunt răi, toți sunt păcătoși, numai eu sunt bun. Asta este un semn clar, o diagnoză clară. N-ai nicio părtășie cu Dumnezeu. Este un semn evident, clar, n-ai părtășie cu Dumnezeu. Pentru că atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, plângi propriile tale păcate, când îți dai seama de păcate, n-ai altceva de făcut astăzi la cina Domnului, n-ai de verificat păcatele altora, n-ai de comentat păcatele altora, vii înaintea lui Dumnezeu și îți plângi păcatele tale. Asta înseamnă părtășie cu Dumnezeu. Când realizezi că tu ești înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu nu te va întreba ce a făcut vecinul tău, celălalt te va întreba pe tine ce ai făcut și Dumnezeu îți va cere socoteală de păcatele tale. Tu păcatele tale trebuie să le rezolvi. Și nu ți ajută la nimic că unul are 1 milion de păcate. Poate să aibă și 2 milioane și 1 miliard de păcate. Dacă tu ai un păcat în viața ta de care nu te pocăiești și pe care nu-l mărturisești, ai ratat părtășia cu Dumnezeu. Și nu mai contează câte păcate, că noi așa ne scuzăm. Ei, sunt alții mult mai rău ca mine. Lasă că uite face, uite cine și ce face. Și asta e un semn clar că n-am realizat adevărata părtășie cu Dumnezeu. Și ultimul semn cu care închei, o diagnoză a părtășiei arată și că părtășia adevărată trebuie să conțină și închinarea, dărnicia. Abel și Cain au înțeles asta. Dacă vii înaintea lui Dumnezeu, dacă vrei să ai părtășie cu Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu, nu te poți duce cu mâna goală, adică să nu faci nimic, să nu dai nimic, să nu te implici cu nimic. Trebuie, și Apostolul Pavel spunea, să aduceți trupurile voastre, prezența noastră este un dar pe care l-ai adus lui Dumnezeu. Timpul pe care l-ai dăruit e un dar lui Dumnezeu. Banii tăi pe care îi pui, e o binecuvântare pe care tu apoi o aduci înaintea lui Dumnezeu ca dar. Aduci daruri. Nu se poate părtășie fără daruri. La Dumnezeu nu există. Nu poți să spui, n-aduc nimic. Eu n-am ce-ți da. Ai o inimă, ai o viață, ai timp, ai o gură care poate cânta. Ai atâtea daruri de la Dumnezeu și tu poți să le aduci înaintea lui Dumnezeu ca dar de recunoștință. Și o adevărată părtășie implică neapărat și dărnicia și implicarea noastră, dăruirea noastră, jertfirea noastră, dacă aveți, slujirea noastră. Nu se poate părtășie fără slujire. Domnul Iisus, care e la masă, el a spus, el s-a încins, el a frânt pâine, el a slujit și ne învață și pe noi. Și cea mai bună părtășie este când toți slujesc, toți fac câte ceva. Nu unul stă și alții fac, ci fiecare contribuie. Și de aceea când stai la masă cu Dumnezeu, nu poți să stai așa cu mâinile încrucișate și las că face Dumnezeu totul. Eu nu fac nimic.
Eu nu dăruiesc nimic, eu nu mă implic cu nimic, eu doar aștept și aștept să dea Dumnezeu și atât. Adevărata părtășie cu Dumnezeu presupune acceptarea lui Dumnezeu, să te primească Dumnezeu, să-ți confirme, să ai confirmare că Dumnezeu te-a primit. Spunea psalmistul la un moment dat, ferice de cel pe care îl alegi tu ca să locuiască în curțile tale. Ferice. Pentru că nu oricine este acceptat, nu oricum este acceptat, ci numai dacă vii cu smerenie, cu umilință. Apoi, părtășia adevărată trebuie să conțină bucurie. Dacă te întâlnești cu Dumnezeu, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. O adevărată părtășie conține pace. Trăiești în părtășie unii cu alții, în pace unii cu alții. În smerenie, nu te vezi cel mai bun, te vezi cel mai păcătos. Pavel spunea, adevărat este cuvântul acesta și vred de primit. Hristos Iisus a venit în lume să moară pentru cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, adică cel mai mare păcătos sunt eu. Apostol Pavel spune asta. Tu ce spui? Oh, câți păcătoși sunt mai păcătoși ca mine. Numai aici, pe lângă mine, câți văd. Și ai pierdut smerenia. Și când ai pierdut smerenia, ai pierdut părtășia cu Dumnezeu. Și te minți, pentru că spune acolo, mințim, nu trăim adevărul. Pentru că adevărata părtășie cu Dumnezeu conține smerenie și apoi dăruire, dărnicie, slujire, jertfire. Dumnezeu să ne binecuvinteze astăzi, fiecare să se cerceteze, fiecare să se întrebe, să-și facă diagnoza părtășiei cu Dumnezeu, să vadă, îi lipsește ceva? Am avut eu astăzi parte de o închinare plăcută lui Dumnezeu, m-a primit, îi place lui Dumnezeu cum sunt, m-a acceptat Dumnezeu, m-a primit Dumnezeu, sau trebuie încă să mai pocăiesc, să mai schimb lucruri în viața mea? Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm.